Bună ziua, bună ziua, prieteni. A revenit cu un vlog. A venit Nașu Marian pe la noi. Ce ai adus, Nașule? Mam. Aici ce e? Ce planuri aveți? Fasole, una alta, la ce bună ăștia. Fasole uscată, prieteni. Mulțumim, Nașule. Da, o să iasă mâncare. Avem și pe patroana. Le pui masa. Da, da, să mai târziu. Să mănâncă din șaunul meu și formă așa mai de sare. Oh, le pui și spate. Ia leuțu. Ce coaste lungi. O să ne facem bilbiliși, prieteni, bilbiliși. Bilbiliși, uite aici ce pulpe galbeni. Galbeni, mai adus, lasă Nașul dacă din la galbeni. Și ce n-ai făcut, Nașul, la serviciu? Gata, ieși la acum, la trei, la două. Ai făcut și un vlog, ceva, Nașul? Nu, nu făcut nimic. Facem acum. Păi ce burbăracu, barbăracu. Burdușelule! Burdușel, suntem la liniște. Doarme, burdușelul, am mâncat și a dormit. Și eu cu vasele, cu alea, eu nu dormim. Patroana a tras un pic de somn aici. Dormi și ea. Să-mi trebuie să-mi flacu cu o fasole. Să n-ai bofetiță. Să n-ai bofetiță. Altă ăla burdușel. Să bă, gătă, să nu cumva-l faci tu și cu patroana pe Nașul burdușel și pe el. Da. Cu atâta mâncare, ea, Nașul. Nu vezi aici, uite-te. Uite ce-a dus în afară. Ia să vedem cum e prieten. Gustă. Ia. O fi o treabă ceva, ia. O fi o treabă, ia. Mamă, ce bun e. E bun, gata, nu-i făcut. Are gust de maiadu. Da. O treabă-i bun. Johnny! Prea mult. Johnny la Andobar. Nu, cred că eu. Atât de mult să băgăm două... Prea mult fasolea. O facem iagnie, nu facem ciorbă. Așa am zis eu. Iagnie și facem prăjeală separat. Așa am zis eu, iagnie. Știi ce faci prăjeală? Iagnia e moarte. Ciorbă tot am mâncat, dar iagnie e... Da, mai groasă. Și așa îți lasă și patroana. Așa fac dacă aduci, o să faci mai groasă. Păi eu așa văzut plan de la început. Și ăștia le băgăm la cea un fusturi cu un alta, bam, bam. Alte chestii natural bine așa, un prag nou. Păi și manigera unde l-a semnat? Nu l-am trimis noi. După ziua l-a semnat. Semnă? Semnează de azi dimineața să le rog în facerea de azi. Povestește ce fac cu atar, Manuel. Bă, uite, pe acolo, pe la patru. A venit târziu rău de tot aseară. L-a rupt în anus. Da. S-a rupt berigheta, l-a însortă-l drept. Serios? I-am găsit o manu. Mamă! Dar tu ce ai auzit că face din moment? Cred că avea scris de la semnă. Auzi, bucătare. Nu, de zicea fata. Ce m-am dus la școală și m-am dus cu prietenii mei la suc acolo la magazin, îl găsesc pe manivelă, stă la bar acolo la masă, pachetul desfăcut de țigări, să vadă lumea care pachetul întreg de țigări. Desfăcut, stătea cu el așa pe masă. Nu, și veni aseară, veni rălăutarii de la București, maneliștii care ne cântau nouă la obis, leu ăla de vis. Și când colo nu-i nimeni să ne ajută, Ioanez îl văzură pe ei, îl dătură un milion să se ducă să... Ce a făcut când văzut milionul să facă mangă? Mangă. Mangă. N-a putut să mai facă focul, că de-a în vatră. S-a prindă focul, nu puteam să ne mai înțelegem cu el. Au zâncinat aia de spate ca să-i vedem să prindă focul. Da, e de rea de ziastă asta. Nu-mi prea necuvinit. Domnul Mister Manivelă, ce faceți aceea? Atmosferă? Am auzit că faceți un ceaun de fasole uscată. Probabil. Cu afumătură. Probabil? Mamă, câte fasole! Avem pe patron acolo. Ești șesuam, da? Le spălăm. Morcovi frumos, îi curățăm. Aduce leuțul ăla. O să iau și eu unul de ăsta. Da, le curăț, le spălăm. Ion se ocupă de ceaun, el toacă tot, tot. Astăzi Ion a spus că se ocupă el. Ioane, m-au zis că te caută fetele din Germania, Ioane. Oameni buni, dragi prieteni, Ioane. Mă bucur că a venit Costina, Marian, sunt adevărată inima mea din suflet. Cum ai ajuns tu la Germania? Sora mea,
Le doresc multă sănătate, multă bucurie și mult noroc în viață. Ești fericit? Și vreau să fie sănătoasă Costina cu mâna ei. Ioane, s-a întâmplat un incident. A înțepat o albină. Da. Ei, la mine m-a înțepat astăzi 3 albine, dar uite... 3? Da. Doamne, mă rog. Păi alcool ieri și ea. Da, mă, da. Au murit mâine, albinele când l-au înțepat. Da, mă, da, mă, da, mă, da, mă, da, da, la nivel de țară. Da, uite, mă, la da. Mine de ce nu mă înțepat albinele? Nașule, cum a ajuns Germania peste Ion să vină să-l ia? Eu știu, bă, fratele, nu știu. Cum? Cum? Îl iubesc fanele. Fanele, îl iubesc fanele. Iar scârție masa asta. Lasă că e bună cum scârție. Ia uite, uite ce faci. Masa asta, trebuie aia mare, nașule. Lasă că e bine. Ca să stai bine să faci. Eu stau bine. La umbră aici, frumos. Bucătarul. Eu sunt bucătarul la bucătarul. Da. Bucătarul de la Severin. Da. Așa, nașule, și ce faci? Uite aici, nașule. Prieten, să vă abonați la Marian de la Severin, acolo. O să vă las link-ul descriere de la canal. Anașule, ce ai zis că e canalul Matale? Marie. Pentru stupid ăla? Nu, pentru construcții și stuco venețian. Și eu nu pot să-i zic, îi zic stup. Stup îi zici. Pe canalul Nașu, acolo, e canal doar pentru construcții, lasă-mi adică... Lasă-mi așa, mașule, mai mare, ca să știi că ia. Numai manușele așa, poate să se uite la el. Lasă că le-am pus. Nu un scaun aici, nașa. Le toacă Marian. Le toacă el. Ocupă-te tu, Ioane. Trebuie să tăiem astea, că mă enervează. De ce? Că nu e umbră. Uite, dau cu căpățina, uite, când trec așa. Asta e singurul pom pe care l-avem și noi. Am mai pățit la un unte, la Ioniță. Și trebuia să montez cortul al mare. Stil casă de 18 metri pe 8. Șt, mai încet, mai încet. Mamă, și mă gândeam, mă, cum să tăi o cringie. Am luat drujba și direct. Ium, să sperie lumea și fuge la Severin. Nu mai țipa pe vlog. Uite, 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 uite cum o leagă, uite cum face, iar cum o leagă. Să pune pe gură ca să nu mai audă. Merg la fasole. Dar eu îi făceam așa, știi, bucățele. Uite. Pui în castron, câte o bucată, două, nu ne-am. Fantomă, fatra. Doamne, băi, am să-ți arăt de incompetentele alea. Ia tăi, nașul, țărăluleu. Ce mai pune, mai pune, mai tăi, jumătate, bară de aia. Arde de la roșu, de luleu. Păi nu iau mă, la ea, ia jumătate. Ia leu, ia jumătate de ăla. Ia jumătate. Ardeius. Aici așa că la mă frigiderii, că nu pașa lui Fernat. Mai băgăm la față de față, sau punem tot. Bagă ea acolo. Nu mai cost. Nu, 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 pune la acolo lângă aia, dacă vrei, pune pe cărbun. Pune pe jar, frumos. Vă și eu, frumos. Azi, la parche, aduc. Aha, adu-ne, adu-ne, adu-ne. Adu-ne. Uite, iată, vreau să faci plăi. Asta e șeful. Unde e doctor asta, mai ții minte? Păi, nu, ții minte că tu voi le-ai anuncat sau plăi? Din punctul meu de vedere, probabil. Așa e din punctul tău de vedere. E categoric. Nu știu, un hambar. Nu știu ce hambar. Atunci mai iau una de acolo și aduc dintre alelante. Crezi că mai este pe afară. Ai dreptate, cred că joacă hambar cu ele. Vezi? Vedeți logic, nu? Da, da. Nu, că e bine și așa. Ca la țară. Vezi în spate, mă ținea, că
Aduce să-i bagainile la mașină, aduce decât o perinuță de aia, bine, bună. Ia-o, Ioane! Manivelă! Hai că uite, ți-am adus eu. Prieteni, suntem toată șatră aici. Ia uitați cum arată mâncarea. Ioane, gata. Las pe patroana. Cea unul aici în funcțiune. În fierbere. Mă vorbesc aici, se audă oamenii ăștia, te-am dat aici pe locul. Dacă nu-i bine aici, mută-te la cină, hai să-ți dat un bagaj acum. Bă, tu taci, bă, că nu știu pe tine. Bă, pui mă bagajul tu la cină acolo. Bă, alu, alu! Realitatea! Ioane, moșul pleacă la Cocoș, ce faci? Alu, pleacă la Cocoș. Unde, Ioane, te muți? Te duci la vecinul aici? Așa ne lași? Mi-a venit cu retul 27 milioane. Plătești tu? La mine? Uite pe prietenul meu. 27 milioane. Asta, trifagicul. Asta. Cine are casa aici? Băi, băi, ești copil. Bă, du-te cu actul, stă mama ta la notar. Băi, alo, alo, ești incompetentă? Cred că ai gândit să mai gândi. Băi, omule, ești incompetentă? Omule! Mână, mână, bă, hemorul zboră. Soste! Hemă în gorda. Bă, tăia! Tine! Mema, mema, mema! Ioane! Așa e, prietenii, șoate. E fratele meu. Ioane! Hai, gata, nu te mai certau, patronul, du-te acolo pe leagăn, te rog frumos. Gata. Nu ți-e rușine, mai bătrână ca tine. Ia uitați, prieteni, avem aici cărnăciori. Le băgăm la tigaie. Wow, ce tare arată. Cum arată de satisfăcător. Încep în celul. Pam, 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 pam. Așa se face o mâncare foarte puternică, dezvoltată. Cum se numește asta, că am uitat? Căleală de aia, am uitat cum se numește. Căleală, nu căneală, prieteni, să nu credeți că am zis căneală. Căleală, căleală se zice? Da. Așa, am zis ceva. Aici scoatem bulion. Scoatem pe bulion? Uite asta. Punem apă, adăugăm apă în cutia care a fost bulionul, ca să luăm toate picăturile care au mai rămas în interior și continuăm cu amestecatul aici în ceapă. Așa se procedează la o mâncare foarte puternic dezvoltată. Dezvoltată, da? Mă, cu ce tare zic că te-ai venit? Ceaun foarte puternic dezvoltat de fasole uscată. Mă, cum a zis patroana, hernie. Patroana, așa zi. Pune ăla. Dă-i. Încet. Mi se că așa că ești îmbrăcat în albușul, da? Așa.
Dacă dai pe tine, am încurcat-o. Am încurcat-o? Atunci a făi tu, dacă... Nu, făceam și eu așa doar pentru vlog. Mie nu-mi place la oale. Hai, hai mami, ce ai aici? Am încălit ceapa. Ioane, vino să pui ceapa. Am pus și cârnații, cum a zis nașul. Pune Ion ceapa, auzi, vrea el. Cum îmi dau, pe gări. Stai. Te voi șeful, mă. Șeful, șefilor. Fă-te ca mine, fresh. Fresh, auzi. A, poți fă-te ca el, fresh. Foarte fresh. Auzi, uite, că e fresh. Uite, coala. Mai fresh ca frutii fresh. Ce e aici, doamne? Îți prea mult bulion? Prea mult. Îți place că te-a? Ce bagi, fata? Veni să bag și eu un vlog aici. Ia uitați, prieteni. Fasolea cum arată. Mamă, ce bine arată. Arată extraordinar. Nota 10 pentru nașul Marian. Prieteni, vă mulțumim că ați vizionat acest vlog, că ați dat un like. La revedere, vă pupăm pe toți.